Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim de dimineața aceasta, de a putea fi în casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm și să ne umplem inimile de bucurie. Știți că cel puțin o dată în viață, cred că toți am avut de-a face cu un schimb valutar. Și dacă ești mai în vârstă, toți ori mai trimis copiii de pe dincolo, câte un euro, câte o liră, și-o trebuie la un moment dat să-i schimbi. Știți că și Dumnezeu are schimbul valutar? În Psalmul 84 spune așa: ferice de cei ce sunt în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Nu, ăsta-i schimbul valutar al lui Dumnezeu. Noi trimitem laudă la adresa lui Dumnezeu și El ne trimite fericire. Ăsta-i schimbul care trebuie să-l facem cu Dumnezeu. El ne dă fericire, dar noi să-L lăudăm. V-am văzut în dimineața asta unii triști. Știi că după predică poți să te înviorezi, o să mai cântăm o cântare, s-a anunțat, și atunci poți să trimiți laude la adresa lui Dumnezeu și prin lauda ta inima ți se umple de bucurie. Să facă în dimineața aceasta, Domnul, inimile noastre să se umple de bucurie, mărit să fie numele Domnului. S-a citit în dimineața aceasta un text funebru, unul dintre cele mai triste texte după moartea Domnului este moartea lui Ioan Botezătorul. Dar n-aș vrea să ne uităm la înmormântarea lui și la moartea lui, ci aș vrea să ne uităm la viața care a trăit-o Ioan Botezător. Pentru că suntem în luna împuternicirii și dorim ca Dumnezeu să-și împuternicească biserica lui, să poată merge cu marea trimitere până la capătul lumii și Domnul să ne dea puterea aceasta. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vedem ce s-a întâmplat cu Ioan de-o putut să aibă o lucrare într-un timp așa de scurt, cu un impact așa de mare. Să știți, el a fost cel mai mult în pregătire. Cea mai lungă pregătire a unui slujitor a fost pregătirea lui Ioan Botezătorul. Dar și cea mai scurtă, cred că mai scurt a fost a lui Ștefan, nu știu exact, dar pe acolo a fost și Ștefan, dar pregătire ca Ioan Botezătorul de lungă nu a avut Ștefan, nu a avut niciunul. A fost pregătit lung și a slujit puțin. Dar în toată slujirea asta puțină, a avut un impact extraordinar. Pentru că a avut la bază ceva, era împuternicit de Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, evanghelistul Ioan, apostolul Ioan, în capitolul 1 cu versetul 6, că a venit un om trimis de Dumnezeu. Oameni mulți vin, mulți, dar nu toți sunt împuterniciți de Dumnezeu. Mi-ar place să zic, Doamne, toți cât suntem aici, suntem împuterniciți de Dumnezeu. Dar nu e așa. Ăsta e idealul, să fim împuterniciți de Dumnezeu. Dar nu e așa. Știți că pe unii îi împuternicește altcineva? Știți cine? Diavolul. Când urli acasă, când te ceri cu nevastă, dar tu nu ești împuternicit de Dumnezeu. A venit unul, dacă îi poți zice frate, cineva a venit în birou, acela la fratele păstor, acum vreo 2-3 săptămâni, într-un training, în pantofi și o plasă de rafie în spate. Nu-i important cum era îmbrăcat. Dar îl întreb, zic, dar de unde sunteți? Zice, eu sunt misionar internațional pentru Dumnezeu. Mă, când l-am auzit ce nume pompos avea, eram curios și eu să văd cum arată un misionar din ăsta internațional. Și o zice, îmi trebuie niște bani. Deci vă dați seama cât de internațional era dacă n-avea bani de drum. Bun. Și am vorbit cu el, zic, dar de unde vă trageți? Mi-au zis de undeva din județul Arad. Păi zic, eu mă cunosc cu păstorul dumneavoastră. Zice, a, să nu-l suni? Eu n-am legătură cu el. Eu sunt numai cu Dumnezeu. O zis Ioan așa ceva, eu nu sunt, domne, cu voi. Eu n-am treabă cu ucenici, eu n-am treabă. Nu? Ci Ioan a fost în legătură cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Oamenii împuterniciți de Dumnezeu, ăia se văd de la depărtare, ăia nu încearcă, nu mimează autoritatea din partea lui Dumnezeu. Ăia n-au nevoie nici de reclamă, pentru că, să știți, împuternicirea îți dă autoritate, nu-ți pune insigne. Nu ne place după insignă să vedem. Dacă scrie Senatul României, te uiți să vezi, bă, insignă. Mă umbia cineva odată, dacă nu-mi trebuie și mie o insignă din aia, de la Parlament, zic, nu-mi trebuie, că nu por, n-am ce. Dar noi ne catalogăm și ne uităm să vedem ce insignă poartă în piept. Știți că împuternicirea din partea lui Dumnezeu nu-ți dă insignă, ci-ți dă autoritate?
Asta se vede de la depărtare. Contează că ești în training, că ești într-un costum, sau se vede de la depărtare dacă Dumnezeu te-a trimis sau nu te-a trimis Dumnezeu. Păi vă spun tinerii, că acum e corul de tineri și orchestra aici. Ăsta, Ioan Botezătorul, nu strângea în generația noastră dacă era acum, tu nu te-ai fi dus la el la întâlnire de tineret. Știi de ce? Nu mirosea Hugo Boss, n-avea haine de firmă, era un om simplu, dar era cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Întotdeauna mi-a plăcut când am citit în cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu dădea autoritate și împuternicea pe cineva, Dumnezeu nu face încercări când dă autoritate. El nu încearcă să autorizeze pe cineva. Noi zicem, Doamne, încerc și eu să cânt la cor, încerc și eu să cânt la vioară, încerc. Noi facem multe încercări. Unii încearcă să se însoare și tot încearcă. Și Dumnezeu nu face încercări. Oamenii încearcă, Doamne, dă și mie să văd dacă pot. Dă și mie să văd dacă pot cânta la instrument. Nu! Dumnezeu când alege un om, pe ăla îl împuternicește, îl autorizează și merge în lucrarea lui Dumnezeu plin de putere. Slăvit să fie numele Domnului! Știți că fiii lui Sceva au fost cei care ori încercat și ei, spune cuvântul Domnului, ori încercat să scoată afară draci. Ori încercat și nu le-au reușit. Pentru că Dumnezeu nu face încercări pe lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna este cel care merge la sigur. Acum vă dau un exemplu ca să vedeți că și noi ne asemănăm și ne dorim tare mult să încercăm și noi ceva în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Mă, aș face și eu ceva. Aș face. Ce? Nu știu. Ba încerc una, ba încerc alta. Noi tot încercăm. Într-o zi era Elisei împreună cu slujitorul lui Gehazi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că să uită Elisei la Gehazi, venea sunamita de departe, fiul îi murise. Poate că Gehazi tot băga de vină, dar nu-mi dai să încerc și eu să-l învii pe ăsta. Nu-mi dai și mie, nu mă las și eu să încerc să fac o minune, că și eu sunt aceea lângă tine. Și-a venit vremea când i-a zis Elisei la Gehazi, uite, ia-te o iagul, că tot ți-ai dorit să încerci. Hai să vedem dacă merge. Hai să vedem dacă autoritatea se transferă de la unul la altul. Autoritatea nu se transferă. Autoritatea se primește din partea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și-a zis, ia-te o iagul, aleargă, du-te acasă la copil, vezi unde-i copilul așezat, pune toiagul pe fața lui și vezi ce se întâmplă. Și asta, vă dați seama, bucuros, bagă în viteză, dă-i pe repede înainte, să vezi cum se întâmplă minunea sub ochii tăi, sub mâna ta. S-a întâmplat vreo minune? Nimic. O venit înapoi și a zis, o învia copilul. Și a zis, nu s-a întâmplat nimic, nici un deget măcar nu a mișcat. Ce a zis Elisei? Dăm toiagul înapoi, dăm toiagul aici, că tu nu ai o problemă. Că vrei să faci minuni și nu poți, tu ai problema că tu n-ai primit autoritatea din partea lui Dumnezeu. Problema lui Gehazi și problema noastră de multe ori. Știți care era problema lui? Avea daruri pe care nu le dorea și își dorea daruri pe care nu le avea. El avea daruri din partea lui Dumnezeu, dar nu le vedea, nu le dorea, domne. Ce să fac, să cânt la cor? Lasă-mă, mă, nu cânt la cor. Bă, vin-o la biserică. Nu vin la biserică. Să știți, dacă nu lucrezi cu darul care ți l-a dat Dumnezeu, poți să visezi la altele, că nu le primești în veci. Gehazi, tot asta a visat, cum o să vie, tot cu visele a murit. N-a făcut absolut nimic, pentru că avea daruri care nu le dorea. Oamenii autorizați de Dumnezeu ori fost credincioși în primul rând în lucrurile mici și după aceea le-a fost oferită în mână, în viață, lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Știi ce spune cuvântul Domnului? Că Elisei și-a învățat lecția. Spune cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 3, cu 11. Spune cuvântul Domnului că Iosafat întreabă la un moment dat și a zis, n-avem un slujitor, paci, un proroc care să-l întrebăm prin care să întrebăm pe Domnul. Și auziți, unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care ce făcea? Turna apă pe mâinile lui Ilie. Cum, Doamne, mă pui pe mine să... Auziți cum era Elisei recomandat, turna apă pe mâinile lui Ilie. Păi ce slujbă e asta? Cine vrea să toarne apă? Nu vrea nimeni. Toți vor să prorocească, toți vor să facă vindecări, dar să știi ceva, nu poți primi mantaua din partea lui Dumnezeu până nu știi să torne apă cum trebuie.
Când ești credincios acolo la ulcior și știi să torni apă, când nu vrea nimeni să torne. Auziți cum îl ponegreau ăștia, cum îl între ghilimele, cum îl lăudau. Ce faci? Ăsta toarnă apă. Ăsta-i tătă ziua la biserică, ăsta-i tătă ziua cu mătura în mână. Așa a zis, ăsta, bă, dar nu-i proroc, e proroc, dar toarnă apă. Și a zis, Domnul, nu-i bai că ai turnat apă, că ai fost credincios cu ulciorul în mână. Zice, o să-l arăt ridicarea care ți-o dau. Și auziți, versetul 12, afișează-l, dar și din 2 Împărați, capitolul 3, cu versetul 12. Și Iosafat a zis, că ăștia ori zis, toarnă apă. Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Asta arată autoritatea care o dă Dumnezeu. Când ești credincios în ceea ce ți-o încredințat Dumnezeu, Dumnezeu va începe să lucreze la alt nivel cu tine. Fii credincios cu ulciorul, Domne. Fii credincios acolo, cu ștergarul, cu ce ai, dar rămâi credincios, slujește înaintea lui Dumnezeu exact cum ai face dacă ar fi Domnul Iisus lângă tine. Domne, noi ne uităm, Ioan Botezătorul, nu era omul care se ruga dacă trecea Iisus, știi? Vezi că se roagă unii să mai uită prin sală, când se uită cineva mai mare la ei, imediat închide ochii. Nu, ăsta nu încerca să impresioneze, să arate că e foarte credincios. Ioan Botezătorul nu încerca să impresioneze, ci Ioan Botezătorul a primit autoritate din partea lui Dumnezeu. De aceea mesajul din dimineața aceasta este împuternicirea pe care o dă Dumnezeu. De ce a fost Ioan Botezătorul împuternicit așa de puternic, așa de mult, pentru o perioadă așa de scurtă? Cum de-o putut să primească o așa împuternicire? Primul lucru care vreau să ne uităm în viața lui Ioan Botezătorul. Împuternicirea s-a văzut în viața lui pentru că Ioan Botezătorul, unu, era plin de Duhul Sfânt. Nu poți să fii împuternicit de Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt peste tine. Și în vorbire, Domne, și în gândire, și în anumite decizii care le iei, trebuie să se vadă că tu ești copilul Domnului și Duhul Sfânt a venit peste tine. Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, de la capitolul 1 cu versetul 15, spune Dumnezeu ceva frumos despre Ioan Botezătorul, ce ar vrea să spună Domnul despre fiecare dintre noi, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare, ci se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Nu poți să desfășori lucrarea lui Dumnezeu și să lucrezi pentru Dumnezeu, să înaintezi spre împărăția lui Dumnezeu, dacă nu te umpli de Duhul Sfânt. Îmi doresc tare mult, după astea 8 zile, 10 zile cât au fost de stăruință, îmi doresc să mergem în continuare umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, aici e riscul. De ce dă versetul acesta și face comparație? Zice, putea să se umple de băutură. Dar zice, el nu s-a umplut de băutură, ci s-a umplut de Duhul Sfânt. Sunt mulți din ăștia care caută fel și fel de daruri, dar după aia te întreabă, e păcat să bem? Știi de ce? Pentru că el nu caută să se umple de Duhul lui Dumnezeu, că el deja s-a umplut de ceva. El are o sticlă, el o are în mașină, o are după frigider, o are în frigider, le-o zis la copii, nu puneți mâna pe ea, asta e pentru cadou la cineva, dar de fapt, nu? Ioan Botezătorul a fost mare pentru că nu s-a apropiat de băutură, ci el s-a apropiat de Duhul lui Dumnezeu. El era în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Acum, să știți, să fii de valoare, între ghilimele, îi să bei un pic, îi să fii relevant, Domne, păi da, e întâlnire, nu poți. Trebuie să bei ceva, să nu zică, Domne, că ești un pocăit din ăsta fanatic, că ești un pocăit, tu nu stai la masă când se aduce băutura. Tu nu stai cu ei, tu nu închini, tu nu pui mâna pe pahar. Știți ce a înțeles Ioan Botezătorul? Că ce i-a dat Dumnezeu e mai scump decât ceea ce ofereau oamenii. Aici ai lucru care trebuie să ne rămână nouă, întipărit în inimile noastre. Ceea ce am primit și primim din partea lui Dumnezeu nu se compară cu absolut nimic din lumea aceasta. Nu l-o fi chemat Irod și pe Ioan, vino la o masă. Vino cu noi, nu mulțumesc, cunosc mesele tale, nu am nevoie de masa ta, nu am nevoie să-mi pui tu pe masă. Uitați-vă, întotdeauna când omul este plin de Duhul lui Dumnezeu, se vede și la mesajul care îl transmite.
Un mesaj plin de Duhul lui Dumnezeu. M-am tot uitat la predicile, dacă putem să le numim predici, la ceea ce au vorbit Ioan Botezătorul. Avea, pentru că era Duhul Sfânt peste el, predicile lui aveau trei puncte, trei țăruși de la care nu se abătea Ioan Botezătorul. Primul țăruș avea partea rațională. Întotdeauna când vorbea, el vorbea în legătură, primul lucru, cu partea rațională. Că au venit oamenii și au venit soldații, da? Și au întrebat, noi ce să facem? El nu a început să vorbească în alte limbi, ci le-a vorbit la partea rațională. O zis, voi să nu luați nimic cu sila. Au venit vameșii și au zis, noi ce să facem? O zis, și voi, nu puneți mâna pe avuțiile lui alții, nu luați ce nu vi se cuvine, taxați numai ceea ce trebuie. Le-au vorbit la partea rațională. De aceea am văzut că sunt prieteni în dimineața aceasta. Știi ce ar vrea? Duhul Sfânt să lucreze la partea rațională a dumneatale, Doamnă, și la partea rațională a dumneatale, Domnule. Pentru că trebuie să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie. Asta e când vine Duhul lui Dumnezeu. În primul rând vine la partea rațională, că întreb ce să fac. Ori venit oamenii la ucenici, da? Și ori zis ce să facem. Asta era partea rațională. Al doilea țăruș care l-a avut Ioan Botezătorul în mesajele lui, pentru că era plin de Duhul Sfânt, avea partea revelației, avea partea ce le-o descoperea Dumnezeu despre ăia cu care vorbea. Știi ce le-o zis? Pui de năpârși. Câți ori sări la gâtul lui să-l ia de gât, să dea cu el de pământ? Știi câți? Niciunul! Niciunul nu a zis, Doamne, noi nu suntem năpârși! Ori lăsa capul jos și ori tăcut. De ce? Pentru că avea partea revelației în mesaj. Că stai pe bancă și vezi că anumite lucruri din predică ți se potrivesc. De ce? Pentru că asta e partea care o descoperă Dumnezeu. Asta e partea care o descoperă Dumnezeu. Le-au zis, pui de năpârși. Sunt atâția oameni care au venit la oamenii lui Dumnezeu pentru rugăciune. Și știi ce s-a întâmplat? S-a uitat om cu autoritate. Știi ce i-au zis? Tu fumezi. Nu a sărit la bătaie. De ce? Simțea că era un mesaj din partea lui. El fuma. Dar ținea țigările ascunse. Dar la omul ăla, Dumnezeu i-a descoperit partea revelației, da? Și i-a spus, tu fumezi, tu trăiești în curvie, tu furi, tu minți, tu faci. Și omul, știi ce a zis? Omul care a stat în fața autorității și împuternicirii lui Dumnezeu, a zis, așa e, Doamne, trăiesc cu una, fur, fumez. De ce? Pentru că au stat față în față cu autoritatea lui Dumnezeu. De ce oamenii nu te iau în seamă? De ce oamenii zic, du-te bă de aici, tu vorbești, tu cu povești, bă, da, te știu eu. De ce? Poate ai băut cu ei. Poate le-ai cumpărat un pachet de țigări când ai mers să-ți cumperi sandwich. Și zici, ce ai făcut? Ai dat ceea ce ți-a dat Dumnezeu pe ceea ce ți-a oferit lumea. Și ți-ai pierdut autoritatea. Ioan Botezătorul nu era preocupat de nimic din lucrurile acestea de pe pământ. Nu l-a apăsat, așa cum au cântat tinerii cântarea în dimineața aceasta, grupul de închinare, ci au zis să nu ne apese nimic de pe pământ. Păi Ioan Botezătorul nu l-a apăsat nimic de pe pământ. Pe noi încă ne mai apasă. Încă mai avem lucruri care ne apasă. De aceea știți ce ar vrea? Să ne descopere Dumnezeu lucrurile care trebuie să le schimbăm în viața noastră. Ioan Botezătorul avea partea rațională, le vorbea la mintea oamenilor. În al doilea rând, avea partea revelației prin care descoperea, au zis, voi sunteți niște pui de năpârci. Și-au avut dreptate, știți ce-i năpârca? Năpârca e o șopârlă care ajunsă la maturitate, încearcă să-și omoare părinții. Încearcă să-și omoare pe cei care i-au dat viața. Bine o zis Ioan Botezătorul. Bine o zis. O zis, vine vremea când cel care v-a dat viață, Creatorul, va fi omorât de voi. Și-o zis, voi sunteți niște pui de năpârci, azi sunteți pui, micuți, drăgălași, dar puiul știi ce face? Îl tot alimentezi și crește. O zis, peste 3 ani jumate, nu o să mai fiți pui, că o să fiți năpârci în toată firea și o să vă omorâți Creatorul. Astea erau lucruri revelate de Dumnezeu pentru Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul, în mesajele lui, pentru că era plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mai avea ceva, mai avea partea profetică, care le spunea din partea lui Dumnezeu pentru ei. Știi ce au zis? Pui de năpârci. Asta era ceea ce a descoperit Dumnezeu să le spună lor despre ei. Dar acum le arăta Dumnezeu ceva de viitor, partea profetică. Și le-a zis așa, pui de năpârci. De ce fugiți de mânia viitoare? Din nou, revin. Nu au zis niciunul, Doamne, dar de unde știi tu că noi fugim, mă? De unde știi tu că noi fugim?
Niciunul n-a zis. Toți au ascultat pentru că Ioan era autorizat de Dumnezeu să vorbească. Deci unii, vezi, domne, îl ascult și ei mesajul din partea lui Dumnezeu. Și altul zici, domne, o vorbi parcă o citi ziarul. O vorbit, mi-au vorbit despre Dumnezeu, dar parcă o prezentați cumpirile sau cutremurul din Turcia. Deci, știi ce face diferența? Autoritatea care o dă Dumnezeu. Și autoritatea din partea lui Dumnezeu vine doar prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea ar vrea Dumnezeu să îmbrace toată biserica cu Duhul lui, slăvit să fie numele Domnului. Când e Duhul lui Dumnezeu peste dumneatale, și vrăjmașii recunosc lucrul ăsta. Vrăjmașul nu poate să nu recunoască că e Duhul lui Dumnezeu peste tine. Să uită, chiar dacă e ciudă pe tine, chiar dacă te-ar strânge de gât. Știi ce a zis Irod? O zis că se uita la Ioan și îl vedea și știa de el că este un om neprihănit. Auzi, vrăjmașul, domne, Irod vedea în el un om neprihănit. Știți că oamenii de afară ar trebui să vadă în noi oameni neprihăniți? Și eu mă bucur că în cei mai mulți, sau poate aproape 100%, așa să fie la inima mea, aproape 100%, oamenii de afară văd în noi că suntem oameni ai lui Dumnezeu, că trăim în neprihănire, că nu ne amestecăm cu ei. Dau un exemplu și după aceea trec la următorul punct. Acum vreo 15 ani, când au fost alegerile de primari prin țară, nu mai știu exact câți ani au fost, 15, 16 ani, m-a sunat un păstor daci din județ, undeva spre Lugoj, într-o bisericuță micuță, vreo 40 de persoane să fi fost acolo, și m-a rugat să merg la ei. Zice, uite, zice, dar vreau, dacă reușești să vii, zice, vreau să fii foarte atent că o să vină primarul și o să vină cu ceva consilieri în campanie și zice, aș vrea tare mult dacă poți să ai grijă ce predici. Așa să zic, da, domne, o să am grijă, numai să vină, să faci să vină că o să am mare grijă ce predic. Și a zis, bine, el m-a crezut pe cuvânt că am mare grijă. Și m-am dus în duminica aceea, într-o duminică seara. A început slujba la ora 6, pe la 6 și 10 intră convoiul din primărie. Primarul, câțiva consilieri acolo foarte bine îmbrăcați, așa, înțepeniți erau, abia mergeau. Eu așezat undeva pe primul rând acolo, toți țepeni. Așteptau să li se dea microfonul. Mă uit la păstor, eram curajos, deși eram mai tânăr, i-am zis, frate, să nu le dai să vorbească până să gata biserica, după predică. Și au zis, nu acum, nu, că ăștia, dacă le dai acum, ăștia pleacă, să prindă și baptiștii în același program. Zic, lasă-i că nu mor 2 ore la 4 ani, ține-i aici, nu. Ei așteptau, tot așteptau să primească microfonul. M-au pus la predică, nu mai țin minte cât am predicat, dar oricum n-am predicat scurt. Cât am predicat, când s-o gătat, o păstoră a zis, uite, avem și pe domnul primar, l-ați văzut toți aici, îl cunoaște, să-i dăm și lui să ne spună ceva. O ieșit primarul din față, o lua microfonul, i-a dat un microfon acolo. Ascultați, uite așa făcea cu microfonul în mână. Eu nu mai țin minte ce am predicat, nu mai țin minte ce a fost, dar țin minte ce a zis omul ăsta care era departe de Dumnezeu. O lua microfonul și tremurând, cu mare emoție, a zis așa, oameni buni, zice, voi aveți ceva aici ce noi nu avem afară. Voi aveți ceva aici ce noi nu avem afară. O pus microfonul la loc și o plecat la loc. O plecat în bancă, n-au mai zis cu ce partid îi, să-l voteze, cum îl cheamă, o uitat tot ce a avut să spună. În momentul când el a zis că noi avem ceva în biserică ce ei n-au afară, în momentul acela toată biserica a strigat, aleluia și slavă Domnului. De ce? A venit un om nepocăit, ca Irod, și a zis, oameni buni, țineți de ce aveți voi înăuntru, ca să nu ajungeți ca noi, să nu fiți pustiți și goi voi înăuntru, cum suntem noi afară. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să ni se lipească de inimă cuvântul acesta și sufletul nostru să fie și viața noastră să fie copleșită și acoperită de Duhul lui Dumnezeu, ca vrăjmașii noștri să zică, le-am face rău, dar cu ei e cineva, ei au ceva ce noi nu avem afară. Bucură-te de ce avem noi aici înăuntru, nu de clădire, nu de temperatura din biserică, ci bucură-te că Duhul lui Dumnezeu e în locul acesta. De ce plângi la rugăciune? Pentru că Duhul lui Dumnezeu e în locul acesta. De ce cânti și scurg lacrimi pe obraz? Pentru că Duhul lui Dumnezeu e în locul acesta. Aici e locul unde Duhul lui Dumnezeu se atinge de problema ta. Bucură-te!
că Duhul Domnului este prezent în locul acesta. Mărit să fie numele Domnului. Ioan Botezătorul, primul lucru, era plin de Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ardea pentru Dumnezeu. Ardea pentru Dumnezeu. Sunt mulți care au Duhul lui Dumnezeu peste ei, dar trăiesc așa la modul liniștit. Nici deschid gura, nici nu închid ochii. Domni, dar sunt oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, cum se comportă, cum... Dar ei sunt la, așa, pe fumegare. Ioan Botezătorul spune Biblia că era un om care ardea pentru Dumnezeu. Dacă vrei să afișezi Evanghelia după Luca, de la capitolul 3 cu versetul 4, Ioan Botezătorul a spus așa: iată glasul celui ce strigă. Iată glasul celui ce strigă. El putea să zică, iată vocea celui ce spune. Adică, domne, în liniște, în pace. Nu, el a zis, eu nu știu cât am de slujit, că nu știa cât are de slujit. Nu știa că-i sub un an de zile. Nu, dar el a zis, eu ard pentru Dumnezeu, eu strig pentru Dumnezeu. Eu strig ceea ce am de spus, că nu știu câte ore mai am de trăit. Nu știu câți kilometri mai am de făcut. De aceea noi când venim în prezența lui Dumnezeu și fiecare clipă care ne-o dă Dumnezeu, noi trebuie să ardem pentru Dumnezeu. Dar nu mai veni la casa lui Dumnezeu, nu poți să-ți deschizi gura. Omne, stai împietrit acolo. Stai, dar ca Irod. Irod ascultă și zice, mi-a plăcut predica, mă. Că zice că l-a ascultat cu plăcere și stăteam cumpână. Mă, nu știu ce să fac. Păi, nu cumva ești cuprins de Duhul lui Irod? Zici, bă, mi-a plăcut. Păi dacă ți-a plăcut și nu-i Duhul lui Irod în tine, tu știi ce trebuie să faci. Dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, următorul pas trebuie să vii să închei legământ cu Domnul în apa botezului. Dacă nu, ești ca Irod, nu mă-ți place. Nu mă asculți, îți place, dar nimic mai mult. Ioan Botezătorul a fost omul care o ars pentru Dumnezeu. Era înflăcărat pentru Dumnezeu. Din copilărie, vă spun, am ascultat predicile, ascultam predicatorii, oricât predicau, și două ore îi ascultam, dar aveam o singură problemă care o mai am și eu acum câteodată. Dacă spunea că încheie și nu mai încheia, știți, erau predicatori din ea care spuneau închei și mai ducea 10 minute, ziceam apropii de încheiere și mai 15 minute. Am mai văzut și eu că am mai luat de la ei câteodată. Am admirat predicatorii, știți care? Nu pe toți i-am putut admira. Știți pe care i-am admirat? Pe ăia care au ars pentru Dumnezeu. Ăia care au transmis mesajul arzând pentru Dumnezeu. Ăia care vedeai că din ei iasă o flacără, o putere. Știi că dacă tu ești aprins pentru Dumnezeu, se aprinde și cel de lângă tine? Ca și somnul. Eu am stat odată aici, nu eram ordinat, am stat undeva în sală și unul căsca lângă mine. Domne, am început și eu să casc. Se transmite căscatul, se transmite. Dacă ăsta e biruit de somn, și tu o să fii biruit de somn. Nu? Dar să știi ceva, dacă tu ești aprins pentru Dumnezeu și cel de lângă tine se va aprinde pentru Dumnezeu. Cu două săptămâni am fost la o întâlnire de tineret, erau din mai multe biserici acolo, lângă Amvon era o bancă așa lipită aproape de Amvon, nu mai aveau loc unde să stea. Măi, era un băiat, un tânăr lângă Amvon, mă, cum se ruga, frații mei, de mult n-am auzit pe cineva, mai ales un tânăr, să se roage cum se ruga ăsta lângă Amvon. Am putut tăcea. N-ai cum să tași când îl auzi pe ăsta cum să roagă. Așa era de aprins că m-am aprins și eu lângă el. Când îl acopeream eu pe el, când mă acoperea el pe mine. Așa era. De ce? Pentru că era cineva care a venit în casa lui Dumnezeu, nu să fumege, să ardă, să ardă. Am admirat oameni care au încărunțit cu părul alb sau poate le-au și căzut părul alb de pe cap. Dar îi vezi la anii bătrâneții, că ard pentru Dumnezeu, transmite Evanghelia arzând pentru Dumnezeu. Unii din oamenii pe care i-am admirat ori murit de vreme, sub 60 de ani, ori murit de boli, de boli incurabile. Ioan Botezătorul n-o trăit nici el mult. Dar știți ce-mi place? Că ars pentru Dumnezeu și flacăra lui a rămas peste mulți după el. O transmis flacăra aceasta. Focul acesta l-a transmis celor de lângă el. Dacă am o dorință înaintea Domnului, în viața de slujire, știți ce mă rog Domnului? Doamne, ajută-mă să pot aprinde și eu pe alții lângă mine. Ajută-mă, Doamne, să aprind ceva în generația tânără. Ajută-mă să aprind în poporul Tău, să stea cineva lângă mine și să fie aprins, să zică, Doamne, Te-am ascultat, s-o aprins inima în mine. Doar așa ne cheamă Dumnezeu la slujire. Vezi pe unul că arde și zici, vreau și eu să ard.
și începi să te apropii de omul care arde, nu? Dacă vrei să iei foc, te apropii de omul care arde. Dacă vrei să fii țapăn și înghețat, te duci lângă ăla care e înghețat. Am rugăciunea aceasta, Doamne, ajută-mă să aprind și eu pe alții pe lângă mine. Oare cum ar arăta Elimul dacă ar fi dorința asta și în tine? Să spui, Doamne, mă pun pe bancă, e 6:10, dar fă să ardă ăsta de lângă mine. Când mă rog eu, să aprinde și el de lângă mine. Surorile, cum ar arăta dacă te-ar aprinde Dumnezeu în dimineața aceasta? Să aprinde inima ta, să poți să începi să arzi pentru Dumnezeu. Cum ar arăta biserica noastră? Am o rugăciune înaintea Domnului, rugăciunea aceasta să se aprindă alții de la mine, de la o flacără mică, dar arzând, nu fumegând, să se aprindă și alții. Și am o dorință care o spun Domnului, Doamne, să mă ferești și să mă păzești toată viața mea să fiu căldicel. Cea mai periculoasă stare în biserică, căldicel. Domne, nu te vezi nici nepocăit, nici cel mai sfânt. Așa căldicel. Știi ce a zis Domnul despre biserica din Laodicea? De mâine începem la tineret un studiu despre cele 7 biserici din Apocalipsa. Știi ce a zis bisericii din Laodicea? A zis, pentru că nu ești nici rece, nici în cloc. Dumnezeu n-are din nevoie de din ăștia leșinați. N-are nevoie de din ăștia care vin la biserică numai să primească. Vii cu gândul că ce-ți mai dă de la amvon, că tu ești la pământ. Tu nu faci nimic pentru slujba de dimineață. Tu vii numai să primești. Vă aduceți aminte în 2020 cum erau oamenii care erau bolnavi de COVID? Nu ofereau nimic. Ofereau numai mâna să-i bage perfuzie. Și mai dă o vitamină, mai bagă un calciu, mai bagă un medicament. Nu cumva ieși tu în starea asta? Vii la casa lui Dumnezeu și nu oferi nimic. Tu nu aprinzi pe nimeni, tu ești numai căldicel, tu n-ai pasiune pentru Dumnezeu. Ioan Botezătorul, de ce a rămas cu un impact în cuvântul lui Dumnezeu și până în ziua de astăzi? Pentru că era omul care ardea pentru Dumnezeu. Nu veni la casa lui Dumnezeu cu gândul ce primești. Oare cine predică, Domne? Oare cine cântă în dimineața asta? Cine o să fie la biserică? Asta înseamnă, arată omul care vrea numai să primească. Tu vino în casa lui Dumnezeu cum a venit David. Dacă citiți psalmii lui David, o să vedeți că el nu avea așteptări, ci el aducea ceva la cortul întâlnirii. Venea și spunea, te laud, Doamne! Spunea, mă închin înaintea ta. El venea cu bagajul de acasă. Îmi doresc la programul de seară să vii cu bagaj duhovnicesc de acasă. Să vii cu gândul să-L lauzi pe Dumnezeu. Nu mai veni ce mi-o da Domnul în seara asta. Dacă îmi dă bucurie, nu, Doamne, eu ăsta le aduc, mă închin, acționez. Ăstea erau lucrurile care le aducea David la cortul întâlnirii spirituale. El venea cu inima deschisă, el venea arzând pentru Dumnezeu să se închine înaintea Domnului. Slăvit să fie numele Domnului! Predicatorul nu-ți poate pompa ție sentimente și emoții care să te mulțumească o săptămână întreagă. De aceea tu trebuie să ai o relație cu Dumnezeu puternică. Să ai o relație cu Dumnezeu acasă puternică. Pentru că eu nu am cum, păstorul nu are cum să ne dea atâtea perfuzii spirituale ca noi să stăm o săptămână numai pe munte. Noi ca să urcăm pe munte trebuie să fim într-o relație cu Dumnezeu. Nu mai spune, Domnule, eu am 80 de ani, am 70 de ani. Eu nu mai fac eforturi din ăstea. Eu am strigat la tinerețe, Domne. Păi când l-a luat Dumnezeu pe Moise de pe pământ, știi ce l-a pus să facă? Eu am zis, Moise, uita-ți un scăunel, un taburet, stai liniștit aici că scot duhul din tine, așa liniștit. Nu mai, știi ce a zis Domnul? Te iau acasă. Dar mai trebuie să faci ceva. Ce? Vezi muntele. Păi cum, Doamne, eu am 120, mă mai pui să urc? Și a zis, da, mai faci un efort și după aia te întâlnești cu mine. Dacă îmi doresc ceva în viața de slujire, știți cum aș vrea să plec din lumea aceasta? Făcând efort pentru Dumnezeu. Să lucru pentru Dumnezeu. Prea ne-am obișnuit să tăcem, să stăm, numai să primim și să nu facem nimic. Doresc flacăra asta din Ioan Botezătorul, flacăra asta care a fost în el, să vină și noi în dimineața aceasta. Duhul Sfânt care a venit peste Ioan Botezătorul din pântecele mamei lui, să vină și peste noi. Slăvit să fie numele Domnului. Știți ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 9? Spune așa, că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu au zis că noi suntem șomerii lui Dumnezeu. El numai ne dă, noi numai primim. El ne dă. Știți că avem cântări preferate. Știți care e cântarea preferată
a noastră. Avem mai multe, dar una din cântările preferate. Ați auzit cântarea Eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da, numai inima mea. De 30 de ani tot aceeași cântare, n-am ce-ți da, dar de ce n-ai ce să-i dai lui Dumnezeu? Că oamenii lui Dumnezeu au avut ce da. Au avut închinarea lui, i-a dat-o lui Dumnezeu. Inima i-a dat-o lui Dumnezeu, gura lor i-a dat-o lui Dumnezeu. Noi venim și spunem, n-am ce-ți da, n-am ce-ți da. Asta e cântarea. Rugăciunea noastră cea mai de asta, știți care e? Suntem slabi. Doamne, uită-te că noi suntem slabi. Noi n-avem putere. Întrebarea e, de ce n-ai putere? De ce n-avem putere? Când stai de mână cu Dumnezeul Creator al Universului, tu n-ai cum să spui că tu n-ai putere. Pentru că Psalmul 84 ce spune? Ei merg din putere în putere. Noi toți suntem slabi. Dar au zis ăștia, trec prin valea umbrei morții și merg din putere în putere. Tu ești mâncat bine, tu ești odinit bine, casa-i casă, căldură, ai bani în buzunar și tu ești slab. Aș vrea dimineața asta să vină puterea Domnului peste noi, să mergem din putere în putere, ca oamenii de afară să spună ce a zis Irod, ăștia-s călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ăștia-s oameni neprihăniți. Nu, suntem slabi, nu suntem slabi. Ne-am lăsat furați de valorile lui Dumnezeu. Ne-am lăsat să fim deposedați de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. De aceea aș vrea să facem în dimineața asta, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și al treilea lucru cu care vreau să închei, Ioan Botezătorul, a mai făcut ceva. Știți ce a făcut? Era un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era un om care ardea pentru Dumnezeu. Și trei, era omul care știa să trăiască smerit cu Dumnezeu. Era un om la un nivel înalt, dar trăia smerit cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus a spus că a fost cel mai mare, Ioan Botezătorul a fost vârful cel mai mare și a trăit cel mai smerit. Știți care e marea problemă la noi? Marea problemă e la noi când ne ridică Dumnezeu un pic sau mai mult. Știți cine ne dă târcoale? Ne dă diavolul cu mândria. Spunea cineva, prietenul meu, ai ajuns așa de sus, așa de mare, că te văd așa de mic, că abia te mai văd. Îs oameni care se ridică, îi ridică Dumnezeu, dar știți care e problema? Se lasă biruiți de mândrie. Omul acesta trăia într-o stare smerită, era într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să știți, starea smerită întotdeauna va atrage vocea lui Dumnezeu. Când ești într-o stare smerită înaintea Domnului, întotdeauna Dumnezeu îți va vorbi. Că a ajuns Ioan Botezătorul la Iordan și venea Domnul. Și spune cuvântul Domnului în Ioan 1:33 că nu-l cunoștea. Auzi, să fii plin de Duhul lui Dumnezeu și să recunoști. Dom'le, sunt lucruri care nu le știu. Asta numai dintr-o inimă smerită poți să spui lucrul ăsta. Zice, eu nu-l cunoșteam. Pă cum mă să nu-L cunoști pe Domnul Iisus? O zi, nu-L cunoșteam. Dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a vorbit, mi-a zis. Păi totdeauna când stai într-o stare smerită înaintea lui Dumnezeu, nu ești lipsit de vocea lui Dumnezeu. Întotdeauna vei avea parte de mesaj, de cuvânt din partea Domnului. Și o zi, Cel ce m-a trimis, mi-a zis, acela peste care vei vedea coborându-se Duhul Sfânt, și oprindu-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ăsta-i Fiul meu. Ăsta care vezi că am pus, are în El ce ai și tu. Totdeauna legătura se va face întâi la nivelul Duhului. Hoțul cu hoțul se unește. Nu se unește niciodată cu cinstitul. Mincinosul cu mincinosul, mândru întotdeauna cu ăia mândri, da? Ce faină stă freza, de unde ți-ai cumpărat ăstea? El nu e interesat cum a fost la rugăciune, nu e interesat de nimic, ci e interesat de lucrurile exterioare. Ioan Botezătorul a avut vocea lui Dumnezeu pentru că trăia într-o stare smerită. Când ești în stare smerită, mai atragi ceva, planul lui Dumnezeu. Vezi planul lui Dumnezeu desfășurându-se în viața ta. Ioan Botezătorul a fost cel care l-a văzut pe Domnul Iisus. Dar uitați-vă și când îl vede. Vede că lucrarea lui crește. Eu m-am tot gândit, de ce n-o zis Ioan Botezătorul, bă, nu-i mai fac reclamă, că și așa are ăsta reclamă. Că o zis că e mai mare, nu-s vrednic să-i dezleg încălțămintea. La ce să mai vorbesc bine de el? Că ăsta așa-i mare, mai faci reclamă, îl vede toată lumea deja. La ce? Dar uitați-vă, starea smerită a inimii lui l-a arătat pe Hristos, l-a ridicat înaintea oamenilor și a zis, eu nu-s vrednic nici să fiu pantofar la el, să-i dezleg încălțămintea, nici asta nu-s vrednic. Nu se compară cu mine nici pe departe. Nu?
Noi, Domnul, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai bun la instrument, eu sunt cel mai bun la amvon, eu sunt cel mai bun la chitare. Nu-i de tine vorba, e vorba așa la general. Eu sunt cel mai bun. Ioan, știi ce-o zis? Eu nu-s bun. Vine altul care e mai bun ca mine. Vine altul care e mai mare ca mine. Diavolul întotdeauna când vrea să înșele omul, îi aduce un binoclu. Știți că binoclu are două părți, da? Una când te uiți în binoclul acela, vezi pe ăla care e mare, îl vezi cum? Mic. Dar partea ta te arată pe tine mare, da? Că dacă întorci, te vezi pe tine mare. S-ar putea în vremea aceasta să vezi pe altul mic și să te vezi pe tine mare. Dacă te uiți la Dumnezeu cu partea în care îl vezi mic, s-ar putea să-ți vezi problemele, boala, suferința, întristarea, să-ți o vezi mare. Eu vreau în dimineața asta să întoarcem binocliu credinței și să-L vedem pe Dumnezeu mare, să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Să știți, slujitorii Domnului au nevoie de protecție. Și Ioan Botezătorul a avut nevoie de protecție. E ceva interesant, Ioan Botezătorul a fost omul care avea și el nevoie. Știți cine s-a oferit primul să-i dea protecție? Irod. Zice că Irod îl proteja la Iordan. Irod îl proteja la Iordan. Vă întreb, Irod l-a protejat. De omorât, cine l-a omorât? Tot Irod. Să știi ceva? Dacă nu-i protecția lui Dumnezeu peste tine, ăla care astăzi îl audă, mâine te va omorâ. Irod îl iubea, ținea la el, la predicile lui, avea schițe notate, tot caiet de notițe. Dar nu a fost protecția. Când a fost la o cumpănă, l-a omorât pe Ioan, fără să-i fie milă de el, fără să-i pese. I-a adus capul pe tavă. Vreau, frații mei, să vă spun lucrul ăsta. Nu contează unde ții capul. Că azi ții pe umeri, sau mâine-i sub dărâmături, sau îi pe o tavă ca martir. Nu asta e important. Știi ce e important? Unde-i inima? Unde-i inima? Asta e important. Capul, putem fi azi în viață și mâine să fim morți. Doamnă, poate ești nepocăită, nemântuită în locul acesta. Nu e important ce gândești. Nu e important că tu vrei, ai planuri de viitor. Nu asta e important. Nu îți asigura mintea, Doamne, eu vreau să am și să merg cât mai mult în bogăție. Și asigură-ți în dimineața asta inima. Pune inima ta în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă pun cu totul sub protecția ta, că omul ăsta te protejează și mâine dă cu tine de pământ. Dar Dumnezeu, și în clipa când plecăm, noi plecăm să ne întâlnim cu El. Ioan Botezătorul nu plângea după viața aceasta, ci acolo în temniță era omul care aștepta întâlnirea cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe toți care suntem în locul acesta, să așteptăm întâlnirea cu Dumnezeu în împărăția Lui. Amin.